Biblioteca Municipală din Reghin și bibliotecile școlare ale două gimnazii din municipiu sunt de acum mai bogate, cu aproximativ 550 de cărți. Aceasta datorită donației realizată de două fundații partenere și firme private din municipiu. Am demarat o acțiune încă în primăvară și cu ajutorul unor prieteni am reușit să facem rost de o sumă substanțială, este vorba de 11.000 de lei, dintre care 4.000 de lei am cheltuit pentru a plăti jumătate din ingresa de la Caminul de Bătrân din Gledin și de 7.200 de lei am cumpărat cărți pentru Biblioteca Municipală Reghin, pentru Școala Alexandru Ceoșan și pentru Școala Augustin Maior. Bucuria noastră este enormă atunci când prieteni ai bibliotecii donează pentru noi, carte, suplimentând și îmbogățind colecțiile noastre de carte la toate secțiile bibliotecii și la cele două filiale. Astăzi vreau să mulțumesc în mod special domnului Schuler-Peter prieten vechi al bibliotecii și domnului Mircea Maier pentru această donație de carte foarte valoroasă care va fi repartizată la secția împrumut carte pentru copii, în primul rând, apoi la sala de lectură și la secția împrumut carte pentru adulți. Donația care îmbogățește simțitor categoria de lectură școlară și pentru copiii a celor trei biblioteci este rodul colaborării dintre fundații, dar și oameni dornici să sprijine comunitatea locală. Acești bani provin de la trei asociații și fundații, este vorba de fundația Gândește Verde Heineken, de societatea comercială Maier Protcom SRL și Amazon Consulting SRL mulțumesc pe această cale, în primul rând, lui domnului Mircea Maier, un vechi prieten al meu, care a demărat de această acțiune, iar eu, fiind președintele Asociației Maria Regina, am primit bani în contul meu și am realizat această acțiune. Donația pentru Biblioteca Municipală din Reghin vine în contextul în care o bună parte din bugetul instituției este alocată achiziționării de carte, însă orice ajutor suplimentar este binevenit. Cea mai mare parte din bugetul rezervat de Consiliul Local instituției noastre intră în achiziția de carte, pentru că cei peste 3500 de utilizatori, bineînțeles, caută de fiecare dată titluri noi, autori aflați în vogă și carte de calitate. Cărțile achiziționate vor intra în circuitul împrumutului și al sălii de lectură în perioada imediat următoare, după înregistrarea lor în baza de date informatizată a instituției.